25 de stampe de arene. Ia uitați aici. Ce? O temă cu o profetă, cu temă religioasă, e cu mama, cu iubita soția lui Saskia. Care era și model pentru... Model, da. Tablouri. Noi l-avem de la Pierre Bassan, nu? François Bassan. Un ucenic. Și urechea l-a luat cu 1100 parcă sau 1000 cap? 1000 cap de franci la etapa aia. Aici sunt teme religioase deja. Aici sunt necăjiții, aici sunt teme religioase, teme religioase. Avem și cerșători mai încolo. Au, teme religioase. Și noi le valorificăm pe acea revistă de care vă spuneam, pe coperta 4. Venim câte o... câteva astfel de gravură. Deci, cap de copil, nu? Ce chestii de genul acesta? Cerșător. Și peisajele. Avem și nuduri, că nu putem fără numai plinuri, mai avem și nuduri. Da. Bineînțeles, din secolul 16, 17. În sensul că se purtau formele mai pline, dar e vina. Da. Era anatomia a rămas cam aceeași, nu? Era, nu era... era cu excepția piercing-urilor, da, se purtau și pe atunci. Defina de Botoșani era. Că bumbac nu era. Da, importat pe la Galați, numai decât da. Bumbacul ăsta. Da, Galați, da, treceam pe la Huș. Să muia puțin în vin. Corect, corect. Păi Rareș venea la Galați aici și cumpăra pește de la Cobrate și îl ducea cu carele încolo în nordul Moldovei. Da, cam așa, acesta este valoarea de care, la care ne ținem.